Servus, astăzi vorbesc despre un principiu foarte important și îți voi prezenta o lecție extrem de importantă pe care îți recomand să o reții și nu cumva să faci greșeala despre care îți voi vorbi în acest videoclip. Iată despre ce este vorba. Ce se întâmplă când cineva te întreabă ceva și tu efectiv nu știi să răspunzi? Poate n-ai habar, poate știi ceva, dar nu ești sigur, poate crezi tu că lucrurile ar sta într-un fel sau într-alt fel. Ce faci în această situație? Și îți voi spune ce fac cei mai mulți oameni. În urmă cu aproape 2 săptămâni, deci eu filmez vineri, de duminica aceasta care vine peste 2 zile, în urmă cu 2 săptămâni, eram în mall în București, în Plața Mall. Și eram acolo în zona food, mâncam, fusesem la Gala One Coin în România. Eram cu soția mea și cu încă 2 prieteni și am observat de jur împrejur, dacă ai fost în plața, acolo în zona food, este o cupolă oarecum destul de mare și erau niște afișe publicitare, dar nu era niciun brand pe imaginele respective, nu era niciun slogan, nu era nimic. Erau practic niște imagini foarte frumoase și eu încercam să-mi dau seama care e scopul acelor imagini. Încercam să-mi dau seama la ce se făcea reclamă, pentru că pe de altă parte erau reclame la filme, reclame la McDonald's, la Pizza Hut și erau și niște imagini care destul de mari și într-adevăr foarte drăguțe, faine și așa mai departe, dar nu-mi dădeam seama pentru ce au făcut oamenii respectiv reclamă, la ce e reclama respectivă. Și numai văd pe un nene care lucra acolo, care nu mai știu ce făcea, oare aduna tăvile sau făcea curățenie, nu știu exact ce făcea, cert este că lucra acolo în centrul comercial respectiv și l-am întrebat, bună ziua, spuneți-mi vă rog, știți cumva la ce este reclamă, ce reprezintă reclamele respective, la ce se face reclamă? Și el a stat și s-a uitat și a zis, păi sunt exact reclame pentru restaurantele de sub aceste reclame, da? Pentru că în cercul respectiv erau foarte multe, erau câteva zone din acestea de restaurante fast food. Și zic, da, și el face, da, da, uitați-vă, pentru că veți vedea că exact este reclamă pentru restaurantul de sub această reclamă. Bine, mulțumesc, la revedere. După ce a făcut omul câțiva pași, le-am zis celor cu care eram la masă, mă, vezi ce înseamnă să fii idiot? De ce nu puteai tu să spui că habar n-ai răspunsul la această întrebare? Pentru că ești mult mai inteligent în ochii celorlalți când spui sincer, îmi pare rău, nu știu răspunsul la această întrebare. Dacă spui că nu știi, asta nu înseamnă că ești prost. Da? Înseamnă pur și simplu că nu știi la ce era reclamă și nici eu n-am știut nici în momentul respectiv. Nu știu pentru ce au plătit firmele respective anumită reclamă, pentru că nu era reclamă nici la McDonald's, nici la KFC, nici la Pizza Hut, nici la filme, la cinema Plex sau cum îi zice, la cinematograful din mall-ul respectiv în București, din plața, da? Din drumul Taberei. Da, drumul Taberei. Da, la Lujerului, în zona aia. Ce vreau să spun cu asta? Nu încurca niciodată oamenii, pentru că mie mi s-a întâmplat în trafic. Am întrebat pe unde ajung acolo și destui deștepți, în ghilimele, s-au trezit să-mi spună, păi faci la dreapta, când el habar n-avea că eu, de fapt, trebuia să o iau la stânga și am făcut la dreapta și am mers și mi-am dat seama că am greșit. Mai bine omul respectiv îmi spunea, domnule, pare rău, nu știu, da? Nu știu, nu sunt de aici, dacă chiar vrei să dai o explicație, nu știu răspunsul la întrebarea asta. E foarte inteligent din partea ta să spui, îmi pare rău, chiar nu știu, nu-ți fă probleme. E mult mai grav să spui că știu și să oferi un răspuns greșit și să îndrumi într-un mod greșit pe cineva decât să spui, îmi pare rău, nu știu, da? Așadar, mare atenție la neatenție și mare atenție și la cei care îți răspund la o întrebare și îți dai seama că de fapt habar n-au despre ce vorbești. Așa că dacă nu știi despre ce vorbești, mai bine taci din gură, mai bine spune că nu știi. Eu sunt Daniel, îți mulțumesc pentru că m-ai urmărit și de data asta și te aștept să te abonezi și să îmi dai un like pe Facebook, pe pagina mea, danielghigea.biz. Ne vedem data viitoare. Salut!